Alex râdea de Bogdan după ieșirea din live, că a vorbit de susținătorii lui și, vezi, Doamne, nu ar avea cine știe ce susținător Bogdan, la care ar fi apelat să-l ajute să reintre în emisiune. Știți că mâine ni se va spune dacă la ora 2 dacă acesta va intra în emisiune din nou și vorbeau băieții despre ce s-a întâmplat în platou. Roberto spunea că a venit și el pentru 15 minute de la Galați și acum l-au trimis înapoi acasă. Parcă nu-i plăcea nici freza lui, din câte am înțeles, lui Roberto. Comentau între ei că ar fi vrut să o pupe și a dat un pic așa capul într-o parte și a pupat-o undeva pe obraz, nu pe buze. Un pic așa răutăcios și Alex și Roberto mi s-a părut. Dima spunea că i-a plăcut că a fost îmbrăcat și el mai frumos de data asta, a avut o cămașă albă, că era tuns, își făcuse bărbița. O să vedem dacă cumva reintră în casă, ce prieteni o să mai aibă. Totuși a fost o perioadă destul de lungă afară și băieții în casă nu cred că o să fie foarte încântați de reintrarea lui.